toată lumea în dormitoare. Moș Crăciun cu plene dalbe. În living se pregătește ceva. Ce frumos! Oh, nici nu pot să mai mănânc la masa aia, ce frumusețuri. Dragi concurenți, în seara aceasta veți împodobi brazii. Ia uite! Știm, ca să nu se certe, ar fi fost ideal să aibă fiecare bradul lui. Au, mi-a dat în cap! Dar n-ar fi încăput atâția brazi în casă. Vă rugăm frumos! Mâncare câteva colinde, da, două, trei, nu multe! Colinde au cerut, colinde au primit, iar lacrimile au început să curgă și roaie. Pentru mine întotdeauna ai să rămâi tot aceeași. Ai auzit? Chiar dacă e, chiar dacă nu e, tu ești aceeași pentru mine, da? Și tu să mă ierți dacă ți-am greșit vreodată, da? Am crezut că nu o să simt că vin sărbătorile aici, dar ne-au făcut în așa fel încât să simțim. Nu. Ei, da? Nu plâng, iată că bradul semeț și colorat a reușit să strângă toate fetele în jur. Mulțumim. La băieți, da, cât o ciocolățică, că n-avem și mai mult așa. De la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, cum e vorba aia. Dar nu mă mai joc mult, că al vostru e mai mare. V-a dat și vouă? Păi da. Al nostru e șmeche, e rău de tot. Nu ne-a rămas niciun globuleț. Da, noi am pus pășină la mare din curte și n-a la alt. Am bucit de aia. Am bucit pe aici. Plângeam toate pe aici. De ce? Nu știu. De ce buciți așa când vă bagă colinde? Eu nu sunt așa. Știu cum ești. E mai frumos al nostru, așa e? E mai frumos al nostru. Mai și mai bine al nostru. Plângeau și împodobeau, plângeau și împodobeau și Fuego le cânta, ceea ce vă dați seama că a fost sfârșitul lumii. Iată că această stare le-a făcut până și pe doamna Nage și Elena să-și facă iertăciunile. Doamna Nage, știți, la noi la biserică, la ortodox, e o tradiție. Știu, doamnă, știu. Iartă-mă, Dumnezeu să te ierte. Nu, a fost atunci. Dar asta s-a întâmplat, am văzut și între dumneavoastră și Elena, v-ați făcut jurăminte pe viață, de nu, respect. Nu au fost jurăminte. Pur și simplu a făcut și ea ceea ce a simțit și eu la fel. Deci, nu mai e nimic între ea și băiat, dar măcar v-ați iertat. Da, doamna Mirela, că poate am greșit și eu, a greșit și ea și... Asta nu înseamnă că trebuie să nu mai vorbim sau să ne dăm în cap aici, că vezi, doamne, ce? Așa a fost să fie. De la Lucian nu te-ai iertat, Elena? Nu. Dar de ce? Pentru că nu am ce să mă iert. Ba, așa, știi cum e, nu trebuie să fii neapărat tu de vină, dar se spune iartă-mă, el îți răspunde Dumnezeu să te ierte. Nu. Nu? Nu. Voi doi nu vorbiți? Nu. Deci tu cu mama lui ești relații bune, vă... Da, tot timpul am. Dar cu el nu, mai puțin. N-am ce să vorbesc. Nu da, te atinge, nu te nimic, a? Lucian? Gaz? Ce treabă? Poftim? Ce treabă mai am? Nu mai e nicio treabă? Nimic?